Speriați de ceea ce au văzut la televizor legat de pesta porcină africană, locatarii unui bloc din zona industrială a municipiului Buzău au intrat în panică ieri dimineață. Oamenii au zărit cadavrul purcelului la câțiva pași de bloc. Acum când m-am trezit l-am văzut. Cred că de dimineață este aici. Ce l-a să fi lăsat? Nu știu. L-a lăsat cu mașina, deci asta e singura soluție. Oamenii care trec în șantier sau care au trecut la cimitir. În câteva minute, după ce au fost anunțate, autoritățile sanitar-veterinare au ajuns la locul unde se afla purcelul abandonat. După ce au îmbrăcat costumele de protecție, veterinarii au trecut la dezinfectarea zonei. Cadavrul purcelului a fost dus într-un sac de plastic pentru necropsie la Direcția Sanitar-Veterinară Buzău. Nu este prima dată când suntem notificați vis-a-vis de prezența unor cadavre de porci domestici abandonați în imediată apropiere a zonelor locuibile. Este prima dată când este un astfel de caz în mediul urban. Fără îndoială, în perioada asta, porcii mor și din alte cauze, nu neapărat numai din pesta porcină africană, dar fără îndoială, prezența oricărui cadavru, indiferent unde acesta este localizat, nu ne poate pune decât într-o situație de risc maxim, de maximă alertă, și toată conduita ce trebuie desfășurată la fața locului este una de protecție în ceea ce privește biosecuritatea absolut maximă. Probe din purcelul abandonat vor fi duse pentru analize la laboratorul de specialitate pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului de pestă porcină africană. Grav este pentru autorități faptul că nu vor putea afla de unde provine purcelul respectiv pentru a lua măsurile necesare în focar, dacă este cazul.